Salutare prieteni și bine v-am găsit, eu sunt DJ Lotus și acesta este un nou videoclip în care voi face ceva mai aparte. Este o nouă serie pe care aș vrea să o încep și anume o serie legată de lucruri pe care le fac eu în timpul meu liber. De exemplu, acum este vacanța de vară și pe lângă statul pe telefon, uitatul la filme și ieșitul pe afară cu prietenii, mai am și o altă activitate care mie mi se pare foarte interesantă. Nu zic chiar că mă pasionează. Mi se pare că mă poate duce într-un loc mult mai interesant și mă poate face să trăiesc ceea ce în realitate mi s-ar întâmpla doar pe viitor sau ceea ce este foarte greu de îndeplinit, și anume universul lecturii. Nu sunt eu un cititor foarte împătimit, nici nu-mi place să citesc foarte mult, mai ales cărți cu început plictisitor. În general, îmi dau seama foarte ușor dacă o carte este printre preferatele mele încă din primele 2-3 pagini. Îmi dau seama din modul în care se exprimă autorul și din ideile principale pe care ți le sugerează deja de la începutul cărții. Pentru astăzi am selectat 3 cărți dintre preferatele mele, și anume, prima este Radiografia unei mărșăvii judiciare. A fost scrisă de Traian Berbeceanu. Pentru cine nu îl cunoaște, deși sunt sigur că printre voi sunt persoane care îl cunosc, Traian Berbeceanu a fost comisarul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Alba Iulia. A fost printre cei mai buni polițiști din țară, poate chiar cel mai bun. A câștigat împreună cu echipa sa de 2 ori premiul Polițistul Anului și a dus la îndeplinire misiuni foarte grele. A prins infractori foarte dubioși, foarte periculoși și a fost genul de persoană care nu s-a ascuns niciodată de ceva ce putea să se întâmple rău, ci a ales mereu să lupte până la capăt. În anul 2013, spre final, în luna noiembrie, a fost arestat de către niște aparent colegi de breaslă, în realitate doar niște infractori, de care el, cu investigațiile, s-a apropiat mult prea mult. Vorbim aici despre un procuror, un polițist și încă un procuror. Ei că voiau aceștia ca el să fie îndepărtat de la conducerea brigăzii pentru a putea să se simtă mult mai confortabilă în comiterea de infracțiuni și să nu aibă pe cineva pe urmă. Povestea s-a încheiat aparent în anul 2018, când comisarul șef Traian Berbeceanu a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar cei trei infractori au primit pedepse cuprinse între 2 și 7 ani de închisoare, toate pedepsele fiind date cu executare, ei fugind din sistem, fie prin pensionare, fie prin alte metode. Urmează să se judece apelul, bine, deja termenele au loc, și pe la finalul anului acestuia, poate prin 2021 la început, vom afla, se va termina în sfârșit procesul și el va fi din nou o persoană curată, pentru că imaginea a fost foarte afectată și a fost printre puținii polițiști pentru care românii au ieșit în stradă cu miile, a fost un lucru care aproape unic în Europa, și în această carte el își expune punctul de vedere legat de tot ceea ce s-a întâmplat, sunt descrise misiuni foarte interesante de ale lor, dar și parcursul din momentul arestării sale până la achitare, care este unul destul de interesant, și vă recomand foarte mult să citiți această carte. Este a doua în cărțile mele preferate, dar am ales să o prezint astăzi pentru că m-am gândit că ar fi mai bine, într-un fel, să vorbesc astăzi doar despre cărțile polițiste, care sunt preferatele mele de altfel, și mai am aici în față 2 cărți polițiste într-un singur volum de la Biblioteca Adevărul, și anume 10 negri mititei de Agatha Christie și Crimă în Orient Express de aceeași autoare. Îmi place foarte mult la această autoare modul în care gândește, modul în care scrie, modul în care descrie faptele care s-au întâmplat, și mai ales la cărțile polițiste iubesc, ori chiar este nevoie, ca în cazul cărții 10 negri mititei, de un epilog ca să înțelegeți cu adevărat cartea. Și lucrurile acestea sunt foarte interesante. Pe mine mă pasionează chestiile legate de justiție și poliție, chiar aș vrea să fac o carieră pe zona respectivă, procuror sau cine știe, polițist. Și vreau ceva antrenant, doresc să fie un pic de aventură, de asta vreau să aleg și această meserie. Vreau un pic nu doar de stat în birou, ci și să merg să văd infractori. Probabil mă exprim prost din cauza faptului că nu știu cum este în realitate și cred că asta face toată lumea de fapt. Dar ceea ce vreau eu să subliniez este faptul că vreau să trăiesc foarte bine aceste momente, mai ales aceste evenimente care sunt relatate în cărți.
Mai am pe masă încă o carte polițistă care se numește Dublura și este scrisă de Edgar Wallace. În același stil, o carte polițistă de excepție. Edgar Wallace a devenit autorul meu preferat de cărți polițiste. Am citit deja 4 cărți de la el și nu pot să fac o descriere amănunțită a cărții, pentru că nu asta este ceea ce vreau să subliniez eu. Eu vreau doar să subliniez faptul că este bine ca, în afară de statul pe telefon și ieșitul cu prietenii, atunci când ai un timp mort, să reduci din anumite activități și să citești, pe care poate să îl facă să se simtă bine și sunt sigur că și voi puteți găsi un gen literar care să vă atragă foarte mult. Poeziile, cărțile de aventură, iarăși printre preferatele mele, cine știe, trebuie doar să citiți. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu am fost DJ Lotus și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt clip foarte interesant. Nu uitați să dați un like, share și subscribe. Pe curând!